Medicii din cadrul serviciului de ambulanță al orașului Mioveni au fost solicitați mai mult în această perioadă. Zilnic primesc peste 50 de apeluri de la persoanele care au suferit diverse patologii. Cazuri sunt destul de multe și patologia este destul de vastă, dar în ultima vreme cu frigul acesta și cu zăpada am avut în special febre. Ați avut oameni înghețați? Până acum nu, n-am avut. Noi avem o directivă conform căruia la orele 22 și la 4 dimineața salvarea face un rond prin oraș în locurile unde știm că sunt oamenii fără adăpost și îi căutăm, dar până acum n-am găsit niciunul. N-au fost cazuri de înghețați. Astăzi am avut câteva, vreo 3-4 cazuri cu febre, hemoragii digestive superioare, amețeli, cefalei, destule. Au necesitat internare? Nu, n-au necesitat internare. La nivel județean, majoritatea cazurilor înregistrate au fost de fracturi, luxații, entorse și traumatisme prin cădere.